Mici și mari, tineri și vârstnici au parcurs traseul de pe Bulevardul Dacia din zona stației de maxi-taxi de la Robea până în zona Școala Veche, fie pe jos, fie cu bicicleta sau rolele, iar unii au preferat să profite de coșurile de basket amplasate pe această stradă. Astăzi am încercat o nouă formă de a angrena sportiv copiii Mioveniului, și anume eliberarea centrului de circulație, blocarea acesteia pentru 4 ore, începând cu ora 16 până la 20, și fiecare copil să practice ceea ce lui îi place și ce îi convine. Începând cu dartsul pe care l-ați văzut pe platforma primăriei, role, biciclete, aruncatul minții la coșul de basket. Am văzut că se practică basket și fiindcă e al doilea sport al meu preferat. Și primul care e? Fotbalul. Și de ce e bine să facem sport? Pentru că te dezvolți și în lungime. Să mă plimb cu rolele, alerg. Și îmi place să alerg și fără role, dar mai mult cu role, că e mai simplu. Ne dezvoltăm mai bine, ne înălțăm. E bine că faci sport. Și că îți faci mușchi mai puternici. Acțiunea a avut loc în cadrul celei de-a 12-a ediție a Săptămânii Mobilității Europene, ce s-a desfășurat sub deviza Aerul curat, mișcarea ta. Cu această ocazie, Primăria Orașului, Centrul Cultural, Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012 și Poliția Locală Mioveni au desfășurat o serie de activități sportive.